Clipe de groază pentru circa 16 turiști britanici care se aflau la bordul unei nave de lux în Marea Roșie. Embarcațiunea s-a răsturnat în locul din Egipt, care este supranumit Triunghiul Bermudelor. Grupul de 16 persoane se afla la bordul unui iaht de lux lung de 41 de metri în timpul unei vacanțe de vis în Marea Roșie luna trecută. Turiștilor britanici li s-au alăturat 10 europeni de la un club spaniol de scufundări care plănuiseră să se scufunde. Acea zonă însă este cunoscută neoficial ca fiind Triunghiul Bermudelor din Egipt. În timpul călătoriei, embarcațiunea s-a răsturnat brusc pe 24 aprilie. Momentele terifiante surprinse de la bordul ei au arătat nava răsturnată pe o parte, scufundată în apă, într-o cursă contra cronometru, înainte de a dispărea complet sub apă. Un turist britanic a sărit imediat în apă, iar restul pasagerilor sunt auziți încercând să alerteze serviciile de urgență, în timp ce un petrolier din apropiere trimitea un semnal de ajutor din claxoane. Cristian se afla împreună cu alte două persoane și era cât pe ce să rămână blocat în cabină. În mijlocul groazei, turiștii curajos s-au luptat să iasă. În tot acest timp, trebuie să ne fi gândit că dacă barca se răstoarnă, vom fi morți. Geamurile ar fi putut să se spargă, erau atât de multe moduri în care ne-am fi putut prinde acolo, a spus Cristian. După ce au reușit să iasă în siguranță, au reușit să se urce la bordul unei embarcațiuni de salvare. Nu au existat victime sau răniți gravi. Toate acestea, se pare că majoritatea pasagerilor și-au pierdut toate bunurile, relatează știrile ProTV.ro.